Auzi, având în vedere că cât am suferit după tine, consideră că în această noapte merit un sărut pe buze din partea ta? Eu și Rodica nu ne-am suportat niciodată, deși aveam prieteni în comun. Și au decis consensual să o înșele pe Irina and not to tell her anything. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Bună YouTube și bine v-am găsit din nou, sunt Rili Ruc și bine ați venit la emisiunea Cine-i Janghina, emisiunea în care citesc poveștile voastre și eu decid dacă voi sau persoanele implicate în poveste sunt Janghina. Nu uitați să trimiteți poveștile pe cineijanghina@gmail.com. Tema de astăzi este despre prietenii, dar focusată pe trădări. Prietenii v-au înșelat, v-au trădat, v-au înjunghiat pe la spate. All in all, au fost janghine supreme, așa că să vedem ce povesti juicy ne-a ales Bălin de data aceasta. Aș vrea să vă prezint co-hostul meu din această seară. Este vorba de nimeni altul decât domnul Vlad! Unde voi? Aici, aici! Bună, salut! Domnul Vlad! Salut, sunt eu, domnul Vlad. A, dumneavoastră sunteți domnul Vlad și mă bucur eu că ați venit. Sunteți unul din cei mai ceruți și mai doriți co-host. Îmi dau seama, îmi dau seama. Adică înțelegi de ce? Pot să înțeleg de ce, absolut, da. Da, adică... da. Uite, lumea zice, o salut Radu Vulcan, sunt idolul meu, domnul Insula Iubirii. Dacă vreți să vă uitați la Insula Iubirii, de ce vă uitați singur la televizor, că puteți să vă uitați la streamul lui domnul Vlad, care se uită în fiecare joi și vineri, nu, miercuri și joi, joi și vineri. Joi și vineri. Joi și vineri la 8:30. Eu m-aș uita cu el, nu m-aș uita singur. Da, mă rog. Care și comentarii, faine, zice și lucruri. Eu personal, eu așa mă uit. Și dacă mă placeți pe mine, o să placeți și pe domnul Vlad. Costel sau Cornelia, două nume foarte similare. Ok, odată. Am fost foarte janghina. O prietenă de-a mea era cu un băiat Cornel și îmi plăcea și mie puțin de el și ce-am făcut? I-ai zis Costel? Nu. Am vorbit pe... i-am dat web-ul pe Yahoo Messenger. Bă, that's not ok. I know. Dar doar am vorbit așa ceva și el mi-a zis, ai un coș. So, I was crazy. Că aveam un coș imens aici. And după aia n-a mai fost atractiv pentru mine. Sunt like, yeah, I know, but stop. Ruxinoghe, păi am fost. Dar știi ce rud a fost? Că gen eram gen, îmi făcusem păr și eram like, hey, bună. Ai un coș. Și mi-a dat și rău și am zis, a, ai un coș. Și prietenul nici cel mai bun mă plăcea, dar mie nu-mi plăcea deloc de el. He was so annoying. Îl chema Nu. The story is about us. Îl chema Cornel și te așteptai. Yeah, I mean, to be a 16-year-old boy să te cheme Cornel. Yeah. Măi, și eu sunt Cornel și am avut 16. Păi e vina ta, omule. Lasă, bine că ești mai matură. I'm so sorry. Dar n-ai cum, adică unele nume am un video în care am râs de numele voastre. Unele nume sunt de adulți, n-ai cum. Nu să fii copil, să te cheme Cornel. Ai tăi s-au uitat la tine while you were the cutest baby in the world. Și s-au uitat la tine și au zis, Cornel, come on. It's totally fine că ești un adult și te cheamă Cornel acum. Cum să-l iei în braț pe Cornel Vasile Rodica? Rodica e kind of cute, că îi spui Rodi. Not bad. Da, și te cheamă Vlad. Uh-huh. O să fii bunicul Vlad. Not uh-huh. even working. Și uh-huh. jucăm te cheamă Vladimir or something, știi? Te cheamă doar Vlad. Jucăm te cheamă Vlad Vasile or Vlad Ion or something, like a second name, ca cineva după aia când ești bătrân să zică numele ăla. Tataia Vlad, bunica Rux, nici la mine nu. Da, bunica Ruxandra. Unica Ruxandra sună ca o doamnă care poartă corset, fumează 89 de ani și lasă miros de parfum de vanilie. Nu e nicio diferență față de mine acum, doar vârsta. Bunica Ruxandra e aia care ne lasă coliere moștenirea toate nepoatele, bineînțeles. Gândește să las colierul ăsta de la Zara moștenirea. Bun, hai să știm povestea asta, prieteni. Bună, Rux, Valin, YouTube și posibil invitat. Și Muna? Iară, bă, n-am salutat pe mine. Și e joke, tu, femeia asta muncește de rupe. Face editorialele frumoase. Toată ziua bună ziua și tu nu o saluți? Astăzi vreau să vă povestesc întâmplarea mea din liceu, care se întinde pe 3 ani. Eu, o fată într-o relație serioasă, mega îndrăgostită, și el, îi zicem Costel, un coleg de bancă din față pe care îl consideram cel mai bun prieten. Când eram în acea relație, îi ceream sfaturi, mă plângeam la el, el mă încuraja. A venit vremea când relația mea cu fostul s-a terminat pentru că m-a înșelat. Eu eram devastată, am suferit mult și Costel era acolo și mă consola. Petreceam mult timp împreună cu Costel. Venea la mine acasă, mergeam la el acasă, ne jucam pe calculator.
Jucam pe calculator. Pe rând. Da, n-aveam multiplayer. Ieșeam în oraș, etc. Pentru mine era prietenia perfectă. Pentru el, I guess he was in love with her. Când am simțit că el ar vrea ceva mai mult de la mine, am zis că trebuie să am o discuție cu el, pentru că nu voiam să-și facă speranțe false. Părea că a înțeles. Trec 3 luni, în martie, un coleg, Jean Cornel, din clasă, ne invită la el la majorat. Un majorat micuț cu pizza, karaoke și toate cele. Păi, e micuț că ai toate cele. Deja s-a făcut târziu și cu mult alcool la bord, ieșim afară să fumăm o țigară. La un moment dat, rămân doar eu cu Cornel afară, pentru că nu ne-am terminat țigările. Ok, deci Cornel nu the best friend. Termin țigara și Cornel mă sărută. Orbită de alcool, continui sărutul. Ce nu știam era că cineva ne privea din ușă. Era Costel. Costel și Cornel erau cei mai buni prieteni. Trădare. Trădarea nu e autoare, adică gen... În mine lui Cornel, că știa că Costel îmi place, dar gen, da, come on. Gen, trădarea mai mare e a lui Cornel. I mean, let's see. Dar și Costel să dea acolo creepy așa și că nu se ducea ca să-i vadă pe aia doi cum termină țigară. Come on. Oh, mai aveți o țigară? Se termină majoratul, plecăm acasă, weekendul, trece weekendul și ne întoarcem la liceu. Intră pe ușă Costel și stă cu capul pe bancă și are zgârieturi pe mână care imită tăiatul cu lama. Why didn't we get a trigger warning for this? Or are they fake? Îmi părea rău de el să-l văd așa, dar nu mă simțeam vinovat atâta timp cât eu nu i-am dat semnale că aș vrea mai mult și am avut discuția cu el. Cornel voia să se mute cu mine în bancă și chiar a făcut-o. O situație fără scăpare. Nu voiam nimic cu Cornel. A fost o ieșire de moment legată de alcool și de faptul că nu mai sărutasem un băiat după fostul. Deci s-a mutat cu el în bancă și probabil era colegul. El s-a mutat în bancă cu ea. Da, da. Cornel, Cornel, Cornel. Ajung acasă și primesc două mesaje, unul de la Costel și unul de la Cornel. Costel îmi spune într-un mesaj pe care l-am citit în 15 minute că l-am trădat, că l-am rănit, că el mă iubește și eu am fost o nesimțită. Că prietenul cel mai bun nu avea treabă, că el se aștepta, dar eu, adică că se aștepta Costel ca Cornel să-i facă așa ceva, că e băiat, da, ia. Da, femeie. Nu mai știu să reproduc mesajul fiind kilometric, dar știu că m-a făcut să mă simt mega pro și îmi dădea lacrimi, iubita. Pe de cealaltă parte era Cornel, care îmi spune că îi plac de 2 ani de zile și mă întreabă dacă vreau să fim împreună. Eu despre Cornel nu aveam o părere prea bună, nu era ce nume, eu și nici mă vedeam într-o relație cu el. Situația cu Costel m-a determinat și mai mult să spun nu. A thoughtful queen. Din acea zi, Costel n-a mai vorbit cu mine până la banchet, iar Cornel s-a împăcat cu Costel. În seara banchetului primesc un mesaj de la Costel. Auzi, având în vedere că cât am suferit după tine, consideră că în această noapte merit un sărut pe buze din partea ta. Ok, scuze-te să plec, am puțină treabă, m-a chemat, da. Ce tupeu extraordinar! Da, având în vedere suferințele pe care mi le-ai provocat în articolul 2 și 3, aici exact. În inventar, îmi datorați un sărut pasional pe buze de minim 15 secunde. Ce libidinos, da. După cum e contractul prieteniei, când te săruți cu prietenul meu cel mai bun, îmi datorești și mie un pupic. Eu, disgusting. Am înghețat, nu știam dacă e o glumă sau nu, dar nu era o glumă. L-a refuzat politicos. I mean, what could you f***ing possibly say? Like, I'm good, thanks. Doamne, ce manipulator, infect! De atunci nu m-am mai căutat. Ah, măcar atât. Am suferit din cauza că am mai pierdut un prieten. Până când a venit pandemia și ne-am întors acasă, că era carantină. Credeam că se termină povestea. Ok. Costel mi-a dat un mesaj pe un joc și am început să ne jucăm să vorbim. Am aflat că și el s-a întors acasă. Ne-am reluat vechile obiceiuri de a merge unul la celălalt, de a bea o cafea sau o bere. S-a terminat liceul, banchetul, okay. Și am plecat la facultate și pe aia s-a întors în orașul natal cu toții că era pandemie. Da. Ne-am reluat vechile obiceiuri de a merge unul la celălalt, de a bea o cafea sau o bere împreună, fiind la două blocuri unul de altul. Așa am ținut-o două luni de zile. Costel nu a mai dat semne că ar dori mai mult sau că mai are sentimente pentru mine. Mă bucuram pentru că speram să ne recuperăm prietenia. Vine vara eu, iar eu urma să merg la o petrecere. Deja eram în drum spre ea. Când primesc mesaj de la Costel. He loves sending SMS-uri. Te iubesc. Te iubesc. Dă-mi pupic. M-ai trădat. Unde pleci? Like, he's obsessed. Like, sună, dă-i un voice. Vreau să pregătesc paste. Te aștept la cină. Ok. I-am explicat că sunt în drum spre o petrecere și o lăsăm pe ziua următoare. La petrecere m-am combinat cu băiatul care sunt și astăzi. Facem 3 ani împreună. Felicitări, scumpa. I guess Costel didn't like that, că nu i-ai mâncat pastele. Când articolul 3 spune că dacă cineva te invită la paste, trebuie să le mănânci. Și să-i f*** după. Da. Iaoleu, iar primește mesaj. Frate, no. Câte mesaje te-a dat băiatul ăsta, că nu mai suport. Costel, lasă mesaj. Costel. Lasă telefonul. Pune-l jos. Gata. Gata.
Lasă cu mesajele. Următoarea zi primesc un mesaj de la Costel. Auzi, eu voiam să vorbim ceva aseară. Ai, tot e vina ei că n-a venit. Să știi că eu încă te plac și vreau să începem o relație. Lasă-mă. Păi, dar las-o. Lasă-o în pace. Și acum zice, vreau să începem o relație cu no feedback from the other person. Bună, te plac. Ok, that's vreau understandable. Nu vreau, păi eu vreau. Ok. Bună, te plac și vreau să începem o relație. De azi, de la ora 8, împreună. Poftim. Eu vreau să vin de seara, de la 9, când te-am chemat la pastă, dar n-ai venit. He demands it. Eu, din nou, fată cu cornițe, i-am răspuns că nu am acele sentimente pentru el și că îl văd ca pe cel mai bun prieten al meu și nu aș vrea să-l pierd din nou. Draga, și so calculated and nice about it. Mi-a dat ghost 2 săptămâni. După 2 săptămâni revine în forță, iar îi dă mesaj. Băi, las-o! Băi, ți-a zis nu, las-o, naibii de treabă, Costeluș. Auzi, dacă tot vrei să fim prieteni, nu vrei să fim prieteni cu beneficii, my man is gonna score, my man is gonna try. Cum poate el încerca? Cum se poate? Îi datorează pupic, îi datorează. Pe o parte trebuie să-mi iasă. Nu știam ce să zic în această situație cringe, am spus faptul că am o relație foarte serioasă și chiar dacă nu aș fi vrut, nu sunt genul de fată care să aibă doar o prietenie cu beneficii. De atunci Costel nu m-a mai căutat deloc. I hope. Uneori mi-e dor de glumele lui, dar știu că e mai bine așa decât să se amăgească singur. Deși ne-i janghina, eu că am fost sinceră cu Costel, eu că am fost o persoană umană, normală și respectuoasă, nu mai cite ce scrie, Cornel, care m-a sărutat, deși știa că Costel este îndrăgostit de mine, sau Costel, despre care nu am ce să zic pentru că mi-a fost prieten, iubita, și still so nice and polite about it, iubita, draga. Uite, iubita, hai că îți dau ca să vezi. Uite, nu ești tu, Janghina, da? Nu ești, n-ai făcut nimic. You were polite, ai fost clar, ai fost concisă, i-ai explicat nu, nu l-ai amăgit cu nimic, i-ai spus tot timpul că nu vrei, ai răspuns la fiecare din cele 5 de SMS-uri pe care ți l-a dat de fiecare dată zicând o altă idee, o altă propunere indecentă. Te-ai sărutat Cornel ușor, dar how is that a bad thing? Cornel te sărutat pe tine, tu ai picat un pic în sărut, whatever. Deci era Costel creepy la usul să se uita la voi, că ar fi făcut niciodată, că tu nu ai mai fost interesată de Cornel după. Mai ales ai și spus că s-a supărat Costel, deci clar nu-l văie pe Cornel și nu era genul tău. Dar la ce dracu se la ușă se uita la voi? Ba da, autorul este că n-a onorat contractul. I can't believe we all thought autorul este de Janghina. Că n-a... Ce-a făcut Cornel în chat? Costel, cum te cheamă? Nice guys are so creepy, da. Că mi-erau impresia că-i datorezi ceva pentru că se poartă uman. My guy, it is the bare minimum to treat person right. Treat girl right, she owe you nothing. Just respect. Este foarte simplu pentru mine. Cornel nu mi se pare așa jangineșor. Știa că prietenul... Da, e un pic jangine. Te pup cu aia și știi că o place prietenul tău cel mai bun. Dar janghina supremă e Costel. Nu pot să accept un nu. Sunt disperat să dau SMS-uri. Am promo cu multe SMS-uri la Vodafone, că sunt client platinum și am multe la cartelă. Dar nu am destule minute, așa că dau doar SMS-uri. Și tot timpul încerc, mai încerc una, mai încerc alta, poate mi iese ceva. Popescu, că n-am invitat și un nume, nu știu care e numele de familie. Dar this Costel is the true Janghina. Următoarea poveste se numește Seara despre care nu vorbim. Trisam. Ok, seara despre care nu vorbim. Ce se poate întâmpla? Bună, Rux, Vălin, Muna, posibil invitat, ceea ce poate chiar YouTube. Superb intro, așa s-a luat toată lumea. Scurt context pentru a înțelege mai bine povestea. În liceu făceam parte dintr-un grup de prieteni, as one does. Din acest grup făceau parte și my best friend, Sidonia, and her girlfriend, Irina. Fiind finalul verii, am decis să petrecem în onoarea ultimelor zile de vacanță cu o băută cinstită. Părinții unui băiat din grup erau plecați în weekend, deci numai bine ne-am găsit locație. El stătea la casă, în apropiere de oraș, avea curte, filigorie, what is that? Tot ce trebuie. Filigorie? I don't know, nu mă dărez. Nu cu mult înainte de această petrecere, eu am trecut printr-o despărțire și eram încă heartbroken and shit. Element important pentru poveste. În seara cu pricina, îmi place să zic pricina, ne-am strâns la prietenul nostru acasă, cum am planificat. Era doar grupul nostru, care i s-a alăturat un alt băiat pe nume Alex. El a apărut de mult în viețile noastre, nu știu cum și de ce, but he certainly did. Păi așa e grupul ăla de prieteni. Lui Alex îi plăcea de Sidonia, dar nici Sidonia și nici Irina nu păreau să îl ia în serios. Mai mult de atât, they were dating happily până la urmă. Okay. Am început să bem de cum am ajuns și cred că ne-am îmbătat toți destul de repede. Eu, at least, mă îmbătasem repede. Irina e mare fan fotbal și în seara aia plănuia să se uite la nu știu ce meci important la televizor atunci. Dar înainte să se uite, m-a chemat să vorbim ceva important. M-a rugat să vorbesc cu Alex și Sidonia să văd care e faza între ei. Să rog pe Alex să nu se mai dea la Sidonia, să vorbesc cu Sidonia, să o rog să nu mai stea cu Alex.
Pe moment, m-a surprins rugămintea lui Irina, fiindcă eu credeam că totul părea ok între ea, Sidonia și Alex. Nici de cum nu credeam că se înfilipă vreun triunghi amoros. Dar am asigurat-o pe Irina că se poate baza pe mine și să se ducă să se uite liniștită la meci ca Goddess. Adică cred că Irina ar fi vorbit cu ea, ei. Dar era meci. Dar era meci. A match is a match. Având o misiune clară, mă duc la Alex și rog să vină cu mine în spatele cursii la găini. Nici o problemă, zici și făcu, numai că a venit și Sidonia. Mă gândeam că nu e o problemă, două poți dintr-o singură piatră, cum se spune. Nu era eu doi iepuri dintr-o lovitură, mă rog. Same shit. Doar e prietena mea cea mai bună, oricum nu avem secrete. E English saying, două păsări, two birds, one stone. Ah, ok. Nici nu apuc să-mi încep micul meu discurs că Alex o prinde pe Sidonia de cap and proceeds to kiss her. You had one job. Sir, that is illegal. I was shocked. Când au terminat, and yes, it was absolutely awkward to be me. Am aflat că they've been talking for a while și că aparent așteptau să facă asta, I guess. Am încercat să fulfill my mission, dar în zadar. Guys, poate să... Scuze. Bala ei. Poate să nu mai vor, că Irina e la mie și a zis să nu mai... Nu, terminați. Oh, limba. Nu vreau să vă deranjez. Dar în zadar, brusc încep să audă niște voci venind spre noi. Erau câțiva din prietenii noștri care voiau să ne culeagă înapoi de la găini. În momentul în care Alex i-a văzut, m-a surprins cumva de umeri and tried to kiss me. Ca să prefacă că nu pupa pe Sidonia sau ce? This man, vreau să mă ascund repede, pupă-mă! I pushed him away, dar a rămas cumva aproape de mine. My friends assume că I was down for business. Și după ce au râs puțin, au plecat. Enervată, am vrut și eu să plec de acolo, dar Alex m-a prins de mână și m-a rugat să rămân acolo as their cover-up. Să stai acolo în timp ce oamenii se sărută? Da. Dar ce sunt eu? Săracă. At first am spus nu. And then spune, hai mă, și-a dat reveal la nume. Hai măi Maia, stai, că dacă rămâi îți las snap-ul meu să vorbești cu fostă ta. Basically scoate telefonul și îmi spune că dacă rămân cu ei, mă las să intru pe Snapchat-ul lui să vorbesc cu fosta mea prietenă. They were friends și to be honest, I could have talked with her de pe telefonul meu, dar mi-era rușine. Evident că nu am fost bribed cu un telefon. It's what I could have said dacă nu spuneam da instant. Draga, era ca un copil și-a dat telefonul să joace, doar efectiv. Se pupau. I mean, the man had a mission, the man had a plan, the man had a backup. He was super organized, gotta give him that. De ce insista să stea? Ca să fie cover-up, că dacă vine cineva din nou la ei, să zică Alex, sunt ei trei, nu eu sunt... Eu cu Maia, noi eram cu Sidonia, așa. Am stat poate chiar mai mult de o oră cu ei, la un metru distanță pe telefonul lui, în timp ce ei se cunoșteau mai bine. I mean, it's... O oră, cred că mai făceau și altceva în afară de make-up. So, I'm curious how things went. Și au decis consensual să o înșele pe Irina and not to tell her anything. Când în sfârșit au terminat și ne-am întors în filigorie, am realizat de fapt ce am făcut. Prietenii mei m-au întrebat care-i faza și eu fiind beată și abătută, le-am răspuns crezând că e clar ce vreau să spun, că am făcut-o pentru S, which in my head clearly meant Sidonia. Gen le-a zis că a făcut asta pentru Sidonia, deci Sidonia s-a combinat cu Alex? Am făcut-o pentru S, poate au interpretat ca altceva, S. Ah, gen fosta ei or something, pentru sex, which in my head meant Sidonia, ok. De dimineața, după noapte lungă, am aflat că oamenii asumau că am făcut-o pentru sex, S de la sex, nu de la Sidonia, got it. Am încercat să explic cât de cât situația, dar nici nu puteam spune mare lucru, fiindcă aș fi desconspirat-o pe Sidonia de față cu Irina. În retrospectivă, poate era mai bine așa, dar acum aia e. După seara asta, care a ajuns să fie numită seara despre care nu vorbim, mind you, s-a vorbit prea mult despre ea, acum se vorbește public, mulțumim. Sidonia și Alex started dating pe la spate vreo două săptămâni până se afle Irina and actually break up și așa au aflat încet, încet toți din grup ce s-a întâmplat de fapt la găini. Și au aflat și că tu doar stai pe telefon? Ai vorbit cu prietena ta? Deci mă întreb, cine-i Janghina? Eu, fiindcă mi-a fost cumpărată tăcerea cu un telefon? Sidonia for her questionable life choices, Irina că s-a uitat la meci și că mi-a încredințat mie un task atât de important, sau Alex un șrobolan? Damn, it's another good one. It's easy for me. Hai zi. Irina. Why? Se uită la fotbal. Acts. I will not... Tolerate it. Nu mai adaug nimic. It. Cum se uită la fotbal? Mie că am zis-o la fața asta, drum. Ok, Irina Janghina. Voi ce ziceți? Sidonia 100%. My man Alex was way too comfortable to kiss girls randomly. Păi se cunoșteau, vorbiseră deja. Da. Dar faptul că a vrut să o pupe pe autoare, faptul că a vrut să o pupe pe autoare ca să scape, it's like, da. Și a dat telefon, I mean, my man was ready. Da, Sidonia cheated on her girlfriend. Da, da, Irina se uita la fotbal, I mean, you can understand why anybody would cheat on Irina. Absolut, absolut, absolut. Dar cât crezi că este Janghina autoarea? Pentru că a ascuns o perioadă secretul ăsta față de Irina. Părea că Sidonia e mai prietenă cu ea decât Irina. E destul de Janghina.
Donia este Jigodia. Autora a fost cumpărată, not her fault. This is not Jigodia, this is Jangina, sir. Cine e Jigodia? Sidonia era într-o relație, Alex nu are nicio obligație în fața Irinei. Sidonia, dar și autoare. Nu putem pune mai multe? Nu, aceasta este cine e Jangina, nu cine sunt Janginele. Îmi pare rău. Eu, autoarea este Jangina, for sure. Pentru că i-a ascuns asta Irinei chiar după ce nu mai era beată. Măcar dacă îmi zicea ceva, un secrețel despre ce a reușit să facă cu fosta, was it worth it, că a vorbit de pe telefonul lui Alex. Dar the biggest Jangina, adică autoarea a fost puțin timp Jangina, dar Sidonia a fost 2 săptămâni de Jangina cât și-a înșelat-o pe Irina. Și-a implicat-o, adică Sidonia și cu Alex au implicat-o pe autoare și au zis stai aici și apără-ne. Da, dar Irina a fost Jangina toată viața, că e fanul fotbal. And I get what you mean. Uite, îi dau o mini Jangina lui Irina, da? Ok. Așa, dar îi mai dau Jangina și autoarei, pentru că i-a spus asta lui Irina, lui Alex, pentru că e bărbat, pentru că îl cheamă Alex, pentru că toate motivele. Dar Jangina supremă din această poveste, deci 90% Jangina a fost în povestea asta, este Sidonia, pentru că Sidonia și-a înșelat iubita cu un bărbat. Yuck. Did it behind her back. La această petrecere a implicat-o și pe Irina. Probabil a mai rugat-o pe Irina să, pe Irina, scuze, m-a implicat-o și pe autoare. Probabil este autoarei să nu spună nimănui. Nu, este Jangina supremă să se acorde punctele. Nu se poate. Următoarea poveste se numește AirTag. A urmărit pe cineva cu AirTag-ul, e ceva creepy. Salutare Rux, invitați Muna și Vălin. În timp ce Elmo ne arată insula iubirii, mi-am amintit de această prietenie spulberată. Voi încerca să o fac scurtă. Elmo. Cine? Probabil era domnul Vlad și Insula Iubirii, că nu știu pe nimeni altcineva care se uită la Insula Iubirii. Eu știu un singur streamer relevant care se uită la Insula Iubirii, îmi pare rău. Da, nu știu, nu știu, eu n-am auzit de el. Nu. E Insula Iubirii, e domnul Vlad. Nu mai citesc. Eu rândul meu să citesc. Nu mai privești. Nu mai ascult. Ok, ok. Închid ochii. În timp ce un streamer se uita la Insula Iubirii, probabil domnul Vlad, mi-am amintit de această prietenie spulberată. Voi încerca să o fac scurt. Gata, te poți uita, a dispărut, gata. Nu mai ascult nimic de la voi, nu mai vreau povestea asta. Acum, ani de zile, aveam 2 grupuri de prieteni. În primul grup făcea parte și cel mai bun prieten, o să-i spunem Sebastian, la numele Sebastian nu băiem. Iar în celălalt grup făcea parte Ștefania, tot nume inventat. Într-o zi, am avut nevoie de mulți oameni pentru paintball, așa că am unit grupurile. Echipele au fost formate altfel. 16 bilețele cu numere, numere pare era o echipă, numere, cele impare o echipă. În echipa impara au picat atât Sebastian cât și Ștefania și erau singurii care mișcau ceva în echipa aceea, restul apă de ploaie. Scurtă poveste lungă, ei au început să vorbească mult, iar când Sebastian mi-a zis că îi place de ea și că vrea să iasă la suc, i-am zis, man, Ștefania e o prietenă prea bună de-a mea, îmi pare rău, dar nu te pot lăsa să o minți că ești singur. Iar el zice, știe deja că am iubită. Domnul Vlad, scuze, poți să particip? Nu vreau să particip. Okay. Nu vreau să ascult nimic de la chat-ul ăsta. Ok. Acum, cât despre Rodica, iubita prietenului meu extrem de geloasă și posesivă. Ok, deci Rodica e iubita lui Sebastian. Avea o aplicație care îi spunea mereu unde este, ba chiar mai mult, voia să-mi o instalez și mie să fie sigură că iese cu mine. Inițial am refuzat, dar apoi am acceptat. O să conteze mai târziu asta. Eu și Rodica nu ne-am suportat niciodată, deși aveam prieteni în comun. Sebastian și Ștefania aveau chimie, se potriveau de minune, dar Sebastian voia să ducă cu ea la Sinaia, cam 1 oră și 30 de minute de unde stăm noi, și îmi povestește că nu știe cum să facă. Dacă vede Rodica că mă duc la Sinaia, se prinde. Man, desparte de Rodica! Acum m-a lovit moralitatea și i-am explicat că e frumos să înșel corect, nu? Glumesc, naibă, i-am zis, bă, ai încredere în mine, da? Dăm telefonul tău și îl plimb eu prin locurile în care stăm noi și mi instalez și aplicația să vadă că ești mereu cu mine. Așa am și făcut. Nu se poate. În ziua în care plecau la Sinaia, i-am luat telefonul, am stat la mine și mă jucam cu niște prieteni și ne jucam mizeria de jocul gătit. Sebastian mi-a zis clar să-i mai răspund din când în când la mesaje, i-am dat Rodicăi, deci iubită, să poze cu jocul, cu prieteni, orice făceam eu. Fratele lui Sebastian m-a rugat să-l duc până acasă să-și ia ceva, nu am putut refuza, astfel că odată ajuns la el în curte, am început să-i fac poze mamei lui, să-i dau mesaj, stai că pare mama că am supărată, m-a rugat să o ajut cu ceva, deci am dat mesajul Rodica din partea lui. În fine, ați înțeles dinamica. Cam 2-3 luni a funcționat așa. Nu doar că ți-a dus la Sinaia. Man! No way! I am shocked. De ce nu s-a despărțit de Rodica? De ce nu s-a despărțit at this point? Incredibil. Domnul Vlad, vreți să reveniți, vă rog?
Ce? Veți să reveniți, vă rog, că v-am tot acoperit aici, dar mă doare spatele. Nu mai văd acum. Îmi pare rău. N-a pus niciun story de la Sinan. Nu că a pus Ștefania, că Rodica și Ștefania nici nu se știau. 2-3 luni a funcționat așa până într-o zi când, în timp ce Sebastian era cu Ștefania și eu îmi făceam small talk cu iubita lui de pe telefonul lui, ea îi dă un screenshot de pe un grup unde recunosc numele unei fete cu care ieșim la date. Părea că ne placem, dar ea m-a respins la un moment dat. Nu am insistat, am zis că să nu crede că suntem potrivit și am respectat decizia. În screenshot se înțelegea că Rodica i-a spus ei că eu aș consuma multă iarbă, că mi-am lovit fostele și că i-am furat aurul mamei din casă. Sper că e evident că totul e fals. Și tu ai simțit nevoia să te aperi. Atunci am realizat că prietenul meu știa de strâmbăturile băgate de Rodica, așa că am ales să-i răspund aha și apoi așa iubirea mea, stau din ce în ce mai des și îmi dau seama că alături de tine vreau o familie în viitor apropiat. După care am anulat mesajul cu familia, astfel încât ea să nu-i bată apropo de căsătorie fără ca el să-și dea seama de ce. Deci pentru că îi se părea că Sebastian ținea cu gagica sa Rodica la strâmbele astea despre autoare și autoarea n-a zis nimic. Autoare sau autor, nu mai țin minte. Autor, scuză-mă, autorul. Damn. Bun, vine Sebastian înapoi și dau telefonul. El, mersi. Eu, stai cel frate, dacă nici noi ne ajutăm, atunci cine? Mai suntem tovarăși de atâția ani, mi-ești ca un frate, oricând ai nevoie de ceva, call me, chiar și dacă e 3 noaptea. Da, am vrut să simtă prost când vede că am văzut screenshot-ul. Nu i-a mai răspuns la telefon, mesaj 6 zile, era disperat, 6 zile nu se văzuse cu Ștefania. În ziua a 6 îmi dă un mesaj lung în care își cere scuze. Mesajul începe cu, știu că ai văzut mesajul dat de Rodica când eram cu Ștefania, nu am știut cum să-ți spun sau cum să te ajut în situația asta. Iar în încheiere a zis, mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ai oferit mereu și a enumerat câteva cazuri când l-am ajutat, inclusiv cu Ștefania. Damn, man. Nu mi-era foarte clar cum Rodica a văzut mesajul, cred că a uitat că a menționat-o pe Ștefania în conversație. Mă sună Rodica să facă circ și după minuții pe la mine. Îi zic, domnișoara, ați sunat la fancurier, serviciu mobil, transportăm orice la telefoane, la casă ne sui că what? Aparent cumva, nu știu cum, dar Sebastian și Rodica au ajuns la concluzia că eu i-am manipulat pe Sebastian și Ștefania să se combine. A, l-a dat Sebastian în gât. A, nu, prietenul meu mi-a zis. Eu nu m-aș fi combinat cu Ștefania, iubita mea. Și că sunt un om groaznic. Poate sunt de aici, mă cred nejanghin. Dar aici mă cred nejanghinos. Ștefania a rupt orice legătură cu Sebastian și a plecat din orașul natal în București, cam în perioada în care am plecat și eu. Poate vă întrebați ce fac protagoniștii noștri. Ce crezi? Eu cred că s-au căsătorit Rodica cu Sebastian. Ai o părere? Ok. S-a luat ceva. Incredibil. N-a fost atent. N-a fost atent la toată povestea. S-a concentrat să stea cu ochii închiși, dar urechile nu ți-au mers? Okay. Nu pot fără să citesc. Ok. Rodica este căsătorită cu un copil. E căsătorită cu un copil. Căsătorită cu un copil. Pare fericită. Încă se uită cu scârbă la mine când mă vede pe stradă. Ștefania este foarte bazată, fericită, călătorește prin lume și ieșim la cafea cât de des ne prindem amândoi în București. A refuzat o promovare foarte mare pentru a lucra de acasă din țări străine. Sebastian a rămas în orașul natal. Pare că relația ok, dar încă povestește cum ne-am certat pentru că eu mă dădeam la Rodica când el nu era de față și că Ștefania îmi scria texte drăguțe pe care se le dau Rodicăi din auzite. El ar susține că Ștefania a făcut greșeala vieții ei că nu a acceptat promovarea și citez, e plăcată în țările Puli, I guess? I don't know. În loc să facă bani și o familie. Sure. Eu încă sunt bun prieten cu fratele lui Sebastian, chiar dacă nu-i convine, dar nu-i mai ajut pe prietenii mei să înșele, chiar că m-am maturizat. E un final de schimb de mame. Familiile nu mai țin legătura. Da. Până aici, n-am nimic relevant pentru poveste de zis. Deci cine-i Janghina? Eu că l-am ajutat să o înșele și că m-a deranjat că el nu mi-a zis ce o mințea Rodica despre tipa de care îmi plăcea, fapt ce a dus la prinderea lui. Ștefania, că a acceptat să iasă cu un băiat care avea iubită. Rodica, că era prea posesivă și ne obliga să instalăm aplicații de urmărit să vadă unde suntem. I guess now I know why she was. Încă că era prima oară când Sebastian înșela. Așa, peste din ce știu eu, acum are un GPS implantat în el. I guess it's a joke. Sebastian, că a încercat să însceneze faptul că Ștefania se dădea la mine și eu aș încerca să o pun pe Rodica să mărite cu mine, Muna și Vălin, oamenii care citesc asta acum. De ce ar fi Muna și Vălin geanghinele sau oamenii? Ce crezi? Să nu te întreb pentru că n-ai fost atent, nu? Autorul e geanghina. De ce? Pentru că se uită la el mult, what the fuck. Ah, ok. În loc să se uite la tine, înțeleg. Dar poate nu știa că faci. Nu. E de neiertat. E de neiertat? Da. El nu poate să uite la el, mă, no problem, dar gen, e insula iubirii. Da, insula iubirii ești tu. Yeah, I've said it. Sunt singurul relevant din insula iubirii. Da, adevărat, nu, e greșeala lui și na, prostie. Yeah, ce să mai zic. Da. Ce mai zic. Păi, autorul, cred că, uite, acum știi cine face insula iubirii stream. Da, mă rog. Așa.
Păi Emma se uită după ce te uiți tu. Respect. Mereu ești Janghina băiatul care înșală no matter what. I mean, e urât că l-a implicat pe prietenul lui cel mai bun. Janghina și autorul că a acceptat chestiile astea. Dar după aia Sebastian, după ce că a înșelat 2-3 luni și a tot dat telefonul ăsta, se răspunde lui Gagica să citească conversațiile private și cu Ștefania aia cu tastat, mai are și tupeu să mintă despre autor și să nu-i spună chestiile nasoale care se vorbeau despre autor. Pentru mine, Janghina supremă este acest Sebastian amărât. Sorry, Janghina. Autorul did identity theft folosind telefonul lui Sebastian, dar nici cu Sebastian nu mi-e rușine. Ia identity theft dacă ți-a dat identitatea. Ia, ține și mie puțin telefonul. Sigur. Hei, mi-ai furat identitatea! Mulțumim că ați fost de noi în acest episod despre prieteni și trădare. Chestii dubioase s-au întâmplat și mulți prieteni s-au pierdut. E ca în episodul de schimb de mame de la final, când zic că familiile nu mai țin legătura, acești prieteni nu mai țin legătura. Domnul Vlad, vă dau legătura. Ce aveți de spus? Doresc să vă urez... dați subscribe! Mulțumim! O să vă mai chemăm! Mulțumim, prieteni, chiar realmente ce a zis domnul Vlad, nu uitați să subscribe, aveți toate informațiile lui în descrierea de mai jos și nu uitați să urmăriți Insula Iubirii în fiecare joi și vineri la ora 20 pe Twitch-ul lui domnul Vlad și în fiecare duminică vă aștept la 8 pe Twitch-ul meu unde vedeți mai multe povești. That's that. Bye. That. Am început să nu mai vorbim, deși stăteam în aceeași casă. Prietenia noastră s-a terminat atunci, pe moment, cu acest bloc. Au început să iasă amândoi împreună, să meargă la majorate, să meargă la el acasă, totul pe la spatele meu.